Ați ajuns la Sebeș. Cum v-a primit comunitatea din Sebeș? Foarte frumos. Din prima au fost foarte, care nu ne-am așteptat. Nu ne-am așteptat. Cu toate cele au dedicat, ne-au adus, ne-au oferit. Dar în momentul acela nu realizam că pot să și există așa, Solidaritate, da, empatie. există așa oameni cum ar Ce fi. înseamnă războiul în ziua de astăzi pentru voi, pentru voi copii? Ce Deci încă sentiment ați avut atunci? nu. Cât de mare a fost teama? Deci teama au fost destul de mare de încât au început a plânge unul pe pat, aia l-am tostat până la orele 5 dimineața, care așteptam să vedem ce se întâmplă după alarmă. Nu știam la ce. Noi n-am trecut prin chestiile astea și nu știam ce pot să întâmple, nu știam ce pot să. La cum să reacționăm, în schimb. Încă nu știu cum. Noi am trecut niște frici, dar nu toate care le-au trecut, care erau mai în fața situației, care au trecut pe la Kiev, acolo mult mai grav. În schimb, deci mă gândeam dacă atât de tare am avut o frică, o situație așa de panică, zic, dacă e ceva mai grav, nici nu rezist. Sunt lucruri care mi-au intrat și. Dar acum vă simțiți în Da, siguranță, nu? da, Copii, da, ce zici? e bine. Te simți în siguranță aici? Da. Da. Acum e alt. Dar nu-mi vine de a crede că suntem feriți de chestiile astea. Nu sunt, nu ne vine de a crede. Așteptați să vă întoarceți acasă? Vrem că. Totuși este o parte din suflet rămas, o parte din lucruri, multe sunt legate cu. Dar vrem, dar nu se știe cum a fi. Așteptăm să vedem ce se rezolvă. Aveți speranțe că Rusia încheie războiul, se retrage sau? Nu știm, dar după cum reacția lui președintele rus, nu știu ce a să știe. Nu știu ce a să știe. Asta e. Nu ne-am gândit că ajungem așa ceva. Bunica mea, când povestea de situații de astea, cum era războiul, cum l-a petrecut ea, deci luam așa, ca un fel de glumă, un fel De de. poveste. Da, ceva. Pentru noi, wow, că nu poți să-și ieși așa ceva. Nu există așa ceva. Și Dar în totuși este. momentul de față, cât se întâmplă, există. Există.